Comisia Europeană a aprobat 4 noi programe pentru promovarea cooperării transfrontaliere și transnaționale, la care participă 10 state membre, Ucraina și Republica Moldova, cu o valoare de 533 de milioane de euro în perioada 2021-2027. Aceste programe vor beneficia de o finanțare sporită ca urmare a deciziei Comisiei din martie de a suspenda cooperarea cu Rusia și Belarus în urma invaziei Ucrainei de către Rusia și de a transfera 26 de milioane de euro alocate inițial acestor două țări pentru a consolida cooperarea cu Ucraina și Republica Moldova, se arată într-un comunicat al instituției europene. Astfel, 77 de milioane de euro vor fi alocate pentru cooperarea transfrontalieră între România și Moldova, în vederea îmbunătățirii educației, a asistenței medicale și a conservării naturii. Programul Interreg Next Romania-Moldova va investi în prevenirea riscurilor de dezastre naturale și în rezistența la dezastrele naturale. De asemenea, programul va ajuta la conservarea biodiversității, contribuind în același timp la dezvoltarea economică a comunităților locale. Programul de asemenea va mai investi în educație și formare, de exemplu construirea sau modernizarea școlilor și universităților, modernizarea echipamentelor digitale. Accesul la asistență medicală va fi finanțat pentru a aborda disparitățile dintre serviciile medicale rurale și urbane din România, în timp ce Republica Moldova va primi noi echipamente medicale de înaltă calitate. În plus, programul va investi în turism și cultură, îmbunătățind accesul la monumentele istorice din zonă. În cadrul celorlalte programe, 215 milioane de euro vor reveni pentru cooperarea transnațională în regiunea Dunării pentru inovare și energii regenerabile, 187 de milioane de euro pentru cooperarea transfrontalieră între Polonia și Ucraina în domeniul conservării naturii, al asistenței medicale și al gestionării frontierelor, iar 54 de milioane de euro pentru cooperarea transfrontalieră între România și Ucraina în vederea îmbunătățirii educației, a asistenței medicale și a conservării naturii. Noile programe de cooperare Interreg Next pentru perioada 2021-2027 se concentrează pe cooperarea dintre Uniunea Europeană și țările partenere de-a lungul frontierelor externe ale Uniunii Europene. Cooperarea are loc în domeniile dezvoltării economice și sociale, protecției mediului, serviciilor de sănătate publică, măsurilor de siguranță și securitate, conectivității, sprijinului acordat întreprinderilor mici și mijlocii și antreprenoriatului. Pentru perioada 2021-2027, aproape 665 de milioane de euro vor fi acordate pentru 6 programe Interreg pentru a sprijini activitățile de cooperare transfrontalieră și transnațională între statele membre și Ucraina și Republica Moldova.